De 1 martie, femeile social-democrate din cadrul OPSD Mehedinți au fost celebrate așa cum se cuvine, cu flori, dar și cu mărțișoare specifice începutului de primăvară, oferite chiar de către președintele PSD Mehedinți Aladin Georgescu, senatorul PSD Mehedinți Liviu Mazilu, dar și de către membrii organizației. Început de primăvară cu veselie în cadrul OPSD Mehedinți. Domnii din partid le-au sărbătorit cum se cuvine pe doamnele din cadrul organizației, cu flori și mărțișoare, dar și cu multă voie bună. Dacă este adevărat dictonul potrivit căruia în spatele unor bărbați de succes stau o seamă de femei puternice, atunci este de la sine înțeles de ce în peisajul politic al județului Mehedinți organizațiile PSD au performanțe. Astfel, astăzi, cu ocazia zilei de 1 martie, au fost sărbătorite doamne din cadrul OPSD Mehedinți. Președintele PSD Mehedinți Aladin Georgescu și-a arătat respectul și recunoștința pe care o are față de organizația pensionarilor din cadrul PSD Mehedinți, iar astăzi doamnele au fost răsfățate. În primul rând mulțumesc pentru invitație doamnei Motorga și domnului Zimța. Mulțumesc pentru modul în care au organizat această întâlnire și au făcut posibilă prezența dumneavoastră alături de noi, cei care temporar conducem Partidul Social Democrat în Mehedinți și aveți tot respectul nostru. Vă doresc să aveți o primăvară liniștită, frumoasă, să fiți sănătoase, să vă bucurați de copiii și de nepoții dumneavoastră și de tot ceea ce vă este dumneavoastră drag. Multă sănătate! De asemenea, senatorul PSD Mehedinți Liviu Mazilu le-a fost alături doamnelor din cadrul OPSD și le-a urat un sincer la mulți ani alături de un mărțișor. În primul rând, mă bucur să sărut mâna tuturor doamnelor și domnișoarelor astăzi de 1 martie și chiar dacă vremea de afară nu ne ajută, văd primăvara în ochii dumneavoastră frumoși și vă doresc tuturor o primăvară minunată, strâng mâna domnilor în același sentiment de solidaritate de care vorbea și domnul președinte Aladin Georgescu și în aceeași unitate care ne caracterizează. Mulțumesc pentru invitație, în primul rând, doamnei Motorga, care a organizat, și sigur domnului Zimcea, care patronează activitatea asta importantă. Sunt absolut încântat că sunt din nou în mijlocul dumneavoastră. Ne bazăm în continuare pe dumneavoastră, așa cum am făcut-o întotdeauna, și știu că sunteți extrem de uniți și la bine și la rău, așa cum se vede și din tablourile de pe pereți. Și sunt sigur că împreună vom parcurge și aceasta. La mulți ani tuturor, o primăvară minunată! Pentru bărbații din echipa OPSD, acest moment al anului a prilejluit întotdeauna bucuria de a oferi cu generozitate doamnelor și domnișoarelor flori și mărțișoare în semn de mulțumire pentru rolul activ determinant în viața comunității. Președintele OPSD Constantin Zimțea a făcut din ziua de 1 martie o tradiție în cadrul organizației, în care doamnele sunt apreciate. Vă felicit pe toate! Vă urez să aveți o primăvară frumoasă, să fiți sănătoase și să ne vedem de acum încolo mai des și cel mai mult în secțiile de votare, în organizațiile pe care le reprezentați. Doamnele din cadrul organizației de pensionare a Partidului Social Democrat din Mehedinți au fost extrem de încântate de această inițiativă și putem afirma faptul că prima zi de primăvară a venit cu multe zâmbete. Mă bucur din suflet că avem în mijlocul nostru, la o zi importantă, pe domnul președinte al Consiliului Județean, pe domnul senator Mazilu, pe domnul viceprimar Mură și domnul Zimțea, care domnul Zimțea vine mai des la noi. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru una cu dumneavoastră. Eu clădesc tot ceea ce fac de-a lungul timpului, nu numai azi, dar eu și azi am în spatele meu o echipă care mă bucur foarte mult. Noi în fiecare an sărbătorim 1 martie aici, vine domnul primar, am înțeles că acum vine și domnul, și ne simțim bine în compania dumnealor și ne place. Suntem pensionari și trebuie să ne relaxăm și noi. Înțeleg că astfel de activități sunt benefice, vă întâlniți, socializați? Da, da, și mai des. Socializăm foarte des noi aici la grupul PSD al pensionarilor. Înțeles că este deja o tradiție pentru dumneavoastră. Da, da, este. Facem și evenimente acolo, da.
de 1 martie, de 8 martie, de... și primim flori și mărțișoare. De exemplu, am primit și aseară la ușă de la domn primar, mărțișor. Cât de importante sunt astfel de evenimente pentru dumneavoastră? Sunt foarte frumoase și sunt foarte importante, că na, noi vârstnici știți cum e, mai ieșim și noi, nu mai toată ziua la cratiță sau la... Na, mai ieșim și noi din toate problemele care sunt de zi cu zi. Cât de important este să se mențină tradițiile? Văd că aveți în piept un mărțișor. În zilele noastre poate doamnele sau domnișoarele au renunțat, să zic așa. Da, mie îmi place și brățărici și mărțișoare. Îmi plac foarte mult. Da. Ce-s tradiția mai departe? Astăzi este 1 martie și sărbătorim la sediu PSD din Drobeta Turnul Severin, sediu pensionarilor PSD din Drobeta Turnul Severin Edinți. Toți care suntem aici așa, am venit fiecare cu câte ceva, să fie bine, să ne simțim bine, să socializăm, și la toate femeile le dorim multă sănătate, fericire și numai bucurii să avem parte. Acțiunile de acest fel fac parte din cele mai plăcute și mai așteptate activități ale organizației de pensionari din cadrul Partidului Social Democrat Mehedinți.